începem serviciul de dimineață aceasta, rugând pe Dumnezeu din cântarea de la numărul 30. Cânta voi Domnului meu laudă cu bucurie, ca mea viață El mi-a dat și s-a îndurat de mine. Evanghelia
după Matei, capitolul 9, de la versetul 35 la 38 și din capitolul 10, de la 16 la 33. Deci Matei 9, de la 35 la 38. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care nu au păstori. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soborilor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru care va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl său pe copiii lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți, din pricina numărului meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbături cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de Domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui, așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic temit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul casei. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu se vând doar două vrăbi la un ban, totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cu cât, cât despre voi, până și pe ei din cap, toți vă sunt numărați. Deci, nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vom asculta corul pe Domnul.
Și în dragostea Lui, din jertfa Domnului Iisus ne-a mântuit. Începând cu versetul 35, vedem exemplul de slujire al Domnului Iisus. Caracterul misional al lucrării Domnului Iisus. El învăța oamenii, propovăduia Evanghelia și vindeca pe cei bolnavi. Cred că nu la întâmplare sunt puse în ordinea aceasta aici, ci în ordinea însemnătăților. Domnul Iisus învăța pe oameni, propovăduia Evanghelia și vindeca. Aceasta este și chemarea noastră, să propovăduim, să învățăm, să ajutăm pe oameni să învețe, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să le spunem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Aceste obiective ne ajută să vedem nevoile celor din jurul nostru, pentru ca oamenii să fie deschiși la auzirea cuvântului. Trebuie ca noi să avem o trăire curată, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca să se vadă în viața noastră că noi cunoaștem pe El și trăim ceea ce El ne învață. Să le arătăm o dragoste, o dragoste practică. Trebuie să avem milă și compasiune de ei, pentru că sunt pierduți, pentru că sunt despărțiți de Dumnezeu. Așa cum ne spune și cuvântul în versetul 36. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Oamenii sunt dezorientați. Cred că fiecare dintre noi ne-am întâlnit cu oameni care ne-au pus întrebarea și totuși care este credința adevărată. Sunt atâtea credințe, atâtea denumițiuni, atâtea care este adevărul. Și noi asta trebuie să facem, să le spunem oamenilor că cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce ne spune Dumnezeu, asta este adevărat. Lucrătorii aleși ai săi, împreună cu ei, trebuie să propovăduim cuvântul conform Bibliei. Nimic în plus, nimic în minus. Și aș dori să rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute să rămânem lângă cuvântul Său. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrătorul la secerișului. Se pare că și în vremea de atunci și acum lucrătorii sunt puțini și mai ales cei care sunt după voia lui Dumnezeu. De aceea să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru cei care slujesc pe El, așa cum vrea El, și să rugăm să scoate lucrători pentru ca cuvântul să se vestească cu putere. Amin. Amin. Făcând aceste lucruri, vestind, ducând vestea bună a Evangheliei, lucrând pentru Dumnezeu, s-ar putea să avem și
departe, de suferință, de prigoană, dar aș dori ca să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne-a promis că nu ne va lăsa niciodată singuri. În capitolul 28, versetul 20, Domnul Iisus spune ucenicilor: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice cultură și eu voi fi cu voi în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute ca să ne facem partea noastră în această lucrare. Apoi, în ultimele versete, vedem răsplata mesagerilor. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îi voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Dumnezeu să ne ajute ca în orice situație suntem, niciodată să nu ne lepădăm de El, putem să-L mărturisim pentru El, pentru că ce este mai benefic decât noi să fim Domnul Iisus să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu, să mărturisească pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne întărească, ca să putem să ne facem partea noastră în lucrarea Lui. El a făcut tot ce trebuia făcut și noi suntem în călătorie pe pământul acesta ca să fim sare și lumină pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute ca să putem să facem acest lucru, să îi susținem în rugăciune și cu ceea ce trebuie pe cei care sunt aleși ca să facă acel lucru și să le dăm toată silința în a fi pe placul lui Dumnezeu pentru a putea ajunge în Împărăția. Vă rog să vă ridicați și cu partea cu doi frate de două surori de jos și doi frate de sus și două surori de sus în emendea lui Dumnezeu și să te rugăm ca să ne ajute să putem face această lucrare toți împreună. Vă voi. Vă rog să ocupați ochile. Mulțumim Domnului și pentru fratele păstor, pentru Valentina, pentru Paul, pentru invitatul nostru, că Dumnezeu a fost în noi și în această încercare. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-L întărească și pe fratele păstor Beni, ca să vină și el. Amin. Și din nou echipa să fie completă și lucrarea să meargă mai departe cu binecuvântarea Domnului. Amin. Îți dorim să lăudăm pe Dumnezeu din cântarea de la numărul 299, timpul în care ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Apoi vom asculta acolo, lăudăm pe Dumnezeu și apoi ne-am pregătit pentru ascultarea cuvântului. La muncă dați pentru Hristos în via sa cu zor, cuvântul său să-l ține în sus, lucrați cu zor.
Thank you.
dorit să deschideți Scriptura și să ne deschidem inima la Cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 12, voi da citire cuvântului până la versetul 27. 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 12 la 27. Iată ce ne spune Cuvântul Domnului aici. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vernice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase nu au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nicio despinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu El. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Amin. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus îți mulțumesc pentru această zi, pentru această dimineață, pentru această oportunitate de a fi aici împreună cu Biserica la închinare. Amin. Mulțumesc pentru credincioșia și bunătatea Ta, pentru protecția Ta, pentru harul Tău. Amin. Mulțumesc pentru cuvântul Tău prin care ne înveți de fiecare dată și ne vorbești. Doamne, vorbește-ne și în această dimineață. Amin. Deschide-ne mintea și inima să primim cuvântul Tău și dă-ne acea atitudine corectă pe care trebuie să o avem înaintea Ta, înaintea cuvântului Tău. Și să strângem cuvântul Tău în inimile noastre, să ne sfințim prin cuvântul Tău și să nu păcătuim împotriva Ta. Te rog să binecuvânți pe toți cei prezenți aici. Vorbește-ne și sfințește-ne prin cuvântul Tău. Te rog să ai milă și de cei ce nu pot fi cu noi. Să îi întărești pe cei în suferință, în alte probleme. Doamne, Tu le cunoști nevoia și starea. Te rog să lucrezi prin Duhul Tău. Te rog să ai milă și de cei care poate neglijează și sunt nepăsători. Doamne, Te rog, cercetează și trezește. Și pune prin Duhul Sfânt în fiecare dintre noi tot mai mult dorința de a te sluji, de a te iubi, de a fi martorii Tăi pe acest pământ. Binecuvântă timpul acesta. Amin. Pentru slava Ta, mă rog, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, mulțumim Domnului că prin bunătatea Lui, prin harul Lui, suntem aici. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Mulțumim Domnului și pentru dumneavoastră, pentru rugăciuni. Am ajuns cu bine ieri, aici la Arad, acasă, și ne bucurăm să fim la închinare cu biserica. Așa cum am mai anunțat și am informat, operația lui Paul a decurs bine. Recuperarea în aceste prime 10 zile, 11, acum a decurs foarte bine până acum și totul este bine. Deocamdată mulțumim Domnului și ne îndrăjim că până la capăt va fi bine.
Mulțumim Domnului că ne-a întărit și ne-a ocrotit și că v-a întărit și v-a ocrotit și pe dumneavoastră și putem acum din nou să ne închinăm împreună în casa Domnului. Slăviți să fie Domnul pentru toate. Amin. Cu ajutorul Domnului în această dimineață aș vrea să continuăm învățătura despre disciplinele spirituale pentru creșterea noastră în harul și cunoașterea Domnului, așa cum am început să învățăm despre acele deprinderi fundamentale pe care trebuie să ni le formăm în așa măsură să nu putem fără ele. Să nu putem. Acele deprinderi spirituale care trebuie să ne definească în esență viața spirituală și care ne ajută să trăim în permanență în părtășie cu Dumnezeu, în relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu. Așa cum am spus și vreau să subliniez și de data aceasta, aceste deprinderi sunt și ele daruri ale Harului lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție prin Harul Său ca să trăim o viață de Har. Să trăim o viață plină de Har. O viață definită de Har. O viață în care să creștem în evlavie și să fim așa cum îi place Domnului. Domnul să ne ajute. Am vorbit până acum despre alimentarea noastră consecventă cu Cuvântul lui Dumnezeu sau hrănirea. O deprindere de bază fundamentală este aceasta, să ne hrănim mereu mintea, inima, viața cu Cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit de asemenea despre rugăciunea, apelarea noastră consecventă, stăruitoare la Dumnezeu în rugăciune. Cât de importantă este rugăciunea privind la Domnul Iisus Hristos, la modelul Lui, să ne rugăm neîncetat și ce putere are rugăciunea. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihănit. Astăzi aș vrea să încep să prezint o a treia disciplină și aceasta este disciplina adunării consecvente cu biserica locală a Lui Hristos în care ești. Adunarea consecventă cu biserica. Participarea la adunările bisericii trebuie să fie o disciplină spirituală, o deprindere a noastră, ceva ce trebuie să fie în reflexul nostru spiritual. Această disciplină pe care o practicăm astăzi, suntem aici, e la fel de importantă ca și primele două. Dacă nu, poate mai important. Dar le încercăm să le punem pe toate la un nivel de importanță maximă. Toate sunt fundamentale. Nu putem trăi viața spirituală fără ele. Dacă prima disciplină pe care am învățat-o, spuneam, alimentarea consecventă cu Cuvântul Domnului, hrănirea cu Cuvântul Domnului, este disciplina sau deprinderea spirituală care alimentează toate disciplinele, care prin practicarea acestei discipline toate sunt alimentate și energizate. Toate trebuie să fie bazate pe cuvânt. Să vină din cuvânt, din învățătura cuvântului. Toate sunt hrănite de cuvânt. Aș vrea să spun în această dimineață că dacă toate sunt hrănite de cuvânt, toate sunt antrenate prin adunarea cu biserică. Toate sunt puse în funcționare, învățăm să le punem în funcționare prin adunarea cu biserică. De aceea, adunarea noastră cu biserica, adunarea noastră consecventă cu Biserica lui Hristos este așa de importantă. Și în această dimineață aș vrea să înțelegem aceasta privind în Cuvântul Domnului. Aș vrea să înțelegem cât de importantă este adunarea noastră cu Biserica. Adunarea noastră cu Biserica este, spuneam și în alte ocazii, este antrenamentul nostru spiritual în toate disciplinele. Aici și ne rugăm, aici și ne hrănim cu cuvântul,
Aici o să învățăm și postim într-un fel că nu venim să mâncăm hrană fizică, ci ne concentrăm pe cea spirituală, nu ne gândim la mâncare, că bine, și la cele fizice ne abținem. Aici practicăm și antrenăm toate disciplinele spirituale pe care le vom învăța. Sau vom trece prin ele. Normal, ar trebui să le știți și cu siguranță le știți. Nu plec de la presupoziția că nu le știți și că vă învăț ceva nou. Plec de la presupoziția că le știți, dar e nevoie mereu amintite, să fie amintite, e nevoie mereu să fie întărite, consolidate și practicate în așa fel încât să îl cinstim pe Domnul. Domnul să ne ajute. Amin. Aș vrea să țin mai multe mesaje cu ajutorul Domnului despre adunarea cu biserica, cât de importantă este. Toate sunt cu scopul acesta al deprinderii noastre cu Evlavia. Însă, în aceste mesaje, aș vrea să accentuez în mod special motivațiile teologice, spirituale, pentru a fi împreună cu biserica. Probabil că sunt și motivații emoționale, sociale, de altă natură, pentru a ne aduna cu biserica. Pentru unii. Dar eu cred că ceea ce determină cu adevărat participarea noastră consecventă la adunarea bisericii sunt acele motivații teologice, spirituale. Adevărurile spirituale despre ce este biserica și de ce suntem noi în biserică trebuie să ne motiveze să ne adunăm și să fim mereu prezenți în cât depinde de noi, în cât ține de noi la adunarea cu biserica. În fiecare mesaj o să încerc să prezint o motivație fundamentală pentru a participa la adunarea cu biserica. Aceste motivații, vreau să subliniez de la început încă, au rezonanță și trebuie să aibă rezonanță și ecou puternic în viața celor mântuiți. Născuți din nou. Regenerați. Pentru cei formaliști, s-ar putea să nu fie puternice, să n-aibă mare rezonanță. Dar pentru cei mântuiți cu adevărat, ele au o rezonanță specială, puternică, foarte importantă. Însă, sunt de folos pentru oricine participă la adunarea bisericii. Sunt folositoare pentru oricine vine la adunarea bisericii. Aceste motivații sunt foarte importante pentru că pot ajuta, corecta și îndrepta chiar pe cei care au răcit, chiar pe cei care n-au o motivație profundă spirituală pentru a fi cu biserica. Textul de astăzi, pe care l-am citit în această dimineață, ne ajută să înțelegem o primă motivație pentru a participa la adunarea cu biserica. De ce ar trebui să fim mereu prezenți la adunarea cu biserica? Textul de astăzi ne spune că noi am fost așezați în biserică de către Hristos prin Duhul Sfânt. Așezarea noastră în biserică de către Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu însuși, prin Duhul Sfânt, ar trebui să ne facă să ne dorim, să ne dedicăm, să ne deprindem, să fim mereu cu biserica locală la închinare. Întrucât depinde de noi, spuneam. Cât putem, cât nu putem, când suntem în neputință, e normal. Dar când avem capacitatea fizică, psihică, normală, să putem fi cu biserica, faptul că Hristos ne-a așezat în biserica Lui, în trupul Lui spiritual, cum este numit aici biserica și cum este prezentat sub această metaforă, ar trebui să ne facă să fim mereu, să ne dorim să fim mereu în biserică, la adunarea bisericii. Aceasta ne arată Apostolul Pavel aici, în acest text.
că apartenența noastră la biserică se datorează lui Hristos prin Duhul Sfânt. Noi am fost așezați, botezați într-un singur Duh și într-un singur trup. Botezați de Hristos într-un singur Duh, de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Versetul 13. Noi nu suntem la întâmplare la biserică și în biserică. Prezența noastră și așezarea noastră în biserică nu este ceva întâmplător, accidental. Păi așa s-a nimerit, m-am născut în familie de baptiști și am rămas așa. Nu! Asta poate fi un factor care într-un fel a ajutat, într-un sens. Dar prezența noastră și adunarea noastră, așezarea noastră, alipirea noastră la biserică este datorată lui Hristos prin Duhul Sfânt. Dacă așezarea și alipirea noastră de biserică nu este la întâmplare, nu este accidentală, nici participarea noastră cu biserica nu trebuie să fie la întâmplare, accidentală, când ne amintim, sau opțională. Ea este imperativă. E foarte importantă. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Textul acesta, din 1 Corinteni, așa cum știți, cred că a fost prezentat și de fratele păstor Beni, de mai multe ori, nu o să insist asupra, foarte mult asupra contextului, însă, așa cum știți, este în secțiunea în care Apostolul Pavel vorbește despre cele duhovnicești, despre darurile duhovnicești, capitolele 12 la 14 din 1 Corinteni. Și Pavel vrea aici să învețe pe cei din Corint cum să folosească darurile duhovnicești, darurile Duhului. Cum să trăiască duhovnicește și să folosească duhovnicește spiritual în zestrările spirituale pe care Domnul le-a dat. Biserică. Și pentru a învăța pe corinteni cum să folosească darurile, Pavel folosește imaginea aceasta sau ilustrația aceasta a trupului, a trupului fizic, ca să-i ajute să înțeleagă cum să trăiască în trupul spiritual al bisericii. Ilustrația aceasta, metafora aceasta, este cea mai folosită și este ceva nou în Noul Testament cu privire la poporul lui Dumnezeu. Nicăieri în Vechiul Testament nu este folosită această ilustrație sau această imagine pentru poporul Israel în relație cu Dumnezeu. Însă, pentru Biserica lui Hristos, care este ceva nou, este folosită, cea mai folosită metaforă, este această nouă metaforă a trupului lui Hristos. Hristos este capul bisericii, iar noi suntem trupul lui. Biserica este trupul lui Hristos. Și toți cei care sunt în Biserica lui Hristos sunt partea trupului lui Hristos. Sunt uniți cu Hristos, care este capul. Și uniți unii cu alții, ca mădulare, în trupul lui Hristos, prin Hristos, prin Duhul Sfânt. Și vedeți, Pavel spune foarte clar, și aici, despre corinteni și despre el însuși, în versetul 13. Chiar dacă corintenii nu erau prea spirituali, el spune, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi, indiferent de naționalitate, indiferent de statutul social. Toți am fost botezați de un singur Duh, într-un singur trup și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh, cu un singur Duh. Toți am fost aduși în biserică, toți cei care suntem în biserică cu adevărat în trupul lui Hristos, în biserica reală, spirituală, care se adună local aici. Toți am fost puși de Hristos prin Duhul Sfânt. Și acest adevăr, că noi am fost așezați de Hristos în biserică prin Duhul Sfânt, ar trebui să ne facă să ne dorim, să ne deprindem, să ne dedicăm, să fim mereu împreună cu biserica.
când biserica se adună, tot ce ține de noi să facem, să fim cu biserica. Câteva realități în acest sens despre așezarea noastră în Biserica lui Hristos prin Duhul Sfânt. Prima realitate pe care o învățăm din acest text și care ar trebui să ne motiveze este o realitate cu privire la mijlocul prin care Domnul Iisus ne-a adus în biserică prin Duhul Sfânt. Mijlocul acesta sau modalitatea în care Hristos ne-a adus în biserică prin Duhul Sfânt este botezul cu Duhul Sfânt. Zice versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh sau într-un singur Duh, literal, și într-un singur trup, ca să alcătuim un singur trup. Aici avem o prezentare și o definire foarte clară, biblică, simplă, a botezului cu Duhul Sfânt. Și botezul acesta cu Duhul Sfânt este mijlocul prin care Hristos, prin Duhul Sfânt, ne așează în biserică. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne așează în biserică. Ne pune în trupul lui Hristos. Ne plantează, ne așează în trupul lui Hristos. Mijlocul este botezul acesta cu Duhul Sfânt. Vreau să fac două afirmații despre botezul cu Duhul Sfânt. Știu că e multă controversă, discuție în multe cercuri, dar biblic totul e foarte clar. Și simplu. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt sau botezul în Duhul Sfânt este actul prin care Hristos sau Dumnezeu ne unește cu sine și ne unește cu Biserica lui Hristos. Ne așează în Biserica lui Hristos. Botezătorul cu Duhul Sfânt este întotdeauna Hristos. Ioan, asta înțeles dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, când a venit Hristos la botez, El este acela care botează cu Duhul Sfânt. Iar mediul în care Hristos face acest botez este atât Duhul Sfânt cât și Biserica. Am fost botezați într-un singur Duh, într-un singur Duh. Când Hristos ne botează cu Duhul Sfânt, ne așează în Biserică. Nu rămânem separați de Biserică. Nu rămânem fiecare de capul lui. În momentul când Hristos pune Duhul Sfânt în noi și ne mântuiește, pentru că aceasta este cea de-a doua afirmație pe care vreau să o fac și pe care vreau să o înțelegem, este că botezul cu Duhul Sfânt este sinonim cu mântuirea, regenerarea și convertirea. Botezul cu Duhul Sfânt este sinonim cu mântuirea, regenerarea, convertirea. Cu întoarcerea noastră la Dumnezeu, cu mântuirea noastră. Asta vedem și din Efeseni 1:13. Știm foarte bine. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Ați crezut în Domnul Iisus și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. În momentul când crezi în Hristos, ești pecetuit cu Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt așezat în biserică. Asta vedem și din Tit, capitolul 3, versetele 3-5. Cuvântul Domnului este foarte clar. Versetele 5-7, o să le citesc, sau 5-6. El ne-a mântuit, Tit 3-5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Botezul cu Duhul Sfânt este acea lucrare prin care Hristos ne unește cu El prin Duhul Sfânt și ne așează în Biserica Lui, în trupul Lui. Este acea lucrare în care noi suntem regenerați, mântuiți, înnoiți de Duhul Sfânt, născuți din nou și spălați de păcatele noastre, aduși la viață, cum spune în altă parte, împreună cu Hristos. Slăviți să fie Domnul! Prin urmare, omul este botezat cu Duhul Sfânt atunci când este născut din nou, mântuit. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o experiență ulterioară convertirii prin care să devii mai spiritual. Nu! Observați ce le spune Pavel aici. Corintenilor, foarte clar de înțeles. Știți că corintenii nu erau prea spirituali.
Dacă citiți capitolele anterioare până aici, veți vedea. Voi să sunteți lumești, copiii Hristos. Dezbinări, zavistii, certuri. Sunt între voi. Voi vă purtați tot lumește. Și Pavel nu spune, voi aveți nevoie să fiți botezați cu Duhul Sfânt. Nu zice, voi ați fost, noi toți am fost botezați. Ci aveți nevoie este să înțelegeți asta. Să pricepeți asta și să trăiți în lumina asta. Nu aveți nevoie să fiți botezați. Nu-i ceva ce trebuie să se întâmple, ceva ce s-a întâmplat deja, ați fost mântuiți, dar sunteți încă nu creșteți în lumina asta. Nu trăiți energizați de asta. Nu trăiți călăuziți de Duhul. Asta e problema. Nu că n-aveți Duhul. Nu că n-ați fost botezați cu Duhul. Sau în Duhul. Ați fost. Dar trebuie să trăiți așa. Să trăiți ca atare. Și noi avem nevoie să înțelegem asta. Că am fost botezați cu Duhul în Biserica lui Hristos, așezați în Biserica lui Hristos prin Duhul, ca să trăim ca atare la înălțimea acestui statut pe care ne-a dat Dumnezeu prin Harul Său în Biserica Lui. Slăvit să fie El. În lumina aceasta sunt importante două precizări care sunt aplicative din nou și aș vrea să fie aplicative pentru noi. Ce aș vrea să înțelegem este că apartenența mea și apartenența ta la biserică nu este ceva ce vine de la noi. Ce ține de noi, de decizia noastră, de înțelepciunea noastră. Ci este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Că te-a mântuit, că te-a adus la Hristos și că te-a pus în biserica Lui. Este lucrarea și harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Amen. Și a doua realitate sau a doua precizare aplicativă este că aceasta ar trebui să te responsabilizeze. Harul acesta, dacă Dumnezeu prin harul Său și prin Duhul Său m-a așezat în biserică, prin mântuire, prin naștere din nou, asta înseamnă că eu trebuie să gândesc, să trăiesc, să acționez ca unul care aparține bisericii. Care aparține lui Hristos și bisericii sale. Eu nu sunt biserică, eu nu sunt parte din biserica lui Hristos numai când sunt aici la adunare. Dar e foarte important, aici trebuie să fiu de fiecare dată când este adunare. Dar eu sunt unul care aparține bisericii oriunde sunt. Eu trebuie să gândesc, să trăiesc, să acționez ca atare în lumina statutului acesta pe care Domnul l-a dat să ne așeze în biserica Lui. Este harul Domnului și Duhul Domnului care ne-a dus în biserică. Slăvit să fie Domnul. Da, au fost și factori umani, bineînțeles, cum spuneam. Au fost slujitorii prin care au auzit Evanghelia. Oameni pe care Dumnezeu i-a folosit. A fost familia, poate te-ai născut într-o familie de credincioși. E un har, e o binecuvântare. Dar esențială în prezența și adăugarea ta la biserică este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Care te-a convins, te-a cercetat, te-a adus la Hristos, te-a născut din nou, te-a făcut copilul lui Dumnezeu. Esențială este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a folosit și oameni, bineînțeles. Însă Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne aduce în biserică. Slăvit să fie. Amin. A doua realitate pe care aș vrea să o subliniez. Dacă am subliniat mijlocul prin care Hristos ne aduce în biserica Lui, prin Duhul Sfânt, este botezul cu Duhul Sfânt. A doua realitate pe care aș vrea să o vedem este motivația pe care Hristos ne-o dă în biserică prin Duhul Sfânt. Și aceasta este adăparea cu Duhul. Deci sunt două lucruri distincte aici. Versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați într-un singur Duh. Într-un singur trup și într-un singur trup, sau ca să alcătuim un singur trup, fie idei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un Duh. Hristos, numai că ne așează în biserică prin Duhul Sfânt, aceasta este imaginea botezului. Suntem scufundați în Duhul și în biserică, imersați. Dar ne și adapă cu Duhul Sfânt.
Ne adapă cu Duhul Sfânt. Ne adapă prin Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt este noi. Și ce are asta de-a face? Sunt două detalii pe care aș vrea să le înțelegem aici. Este semnificația, mai întâi, acestei adăpări. Ce înseamnă că suntem adăpați din Duhul? Sau dintr-un singur Duh? Toți suntem adăpați din același Duh. Expresia aceasta, adăpați, știm ce înseamnă. Înseamnă să bem până la saturare. Să ne saturăm de apă. E imaginea aceasta a adăpării trupului, dar e vorba aici de adăparea sufletului. Asta înseamnă că Duhul Sfânt intră în cel pe care Hristos îl așează în biserica lui. Îl pătrunde, îl satisface, îi dă totul de plin în Hristos. Asta înseamnă că Duhul Sfânt ne inundă, ne imbibă omul nostru dinăuntru. Duhul Sfânt ne umple de prezența Lui. Duhul Sfânt devine, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, femeii samaritence. Duhul Sfânt este apa care se transformă în izvor. Duhul Sfânt, în discuția Domnului Iisus Hristos cu femeia samariteancă, este apa pe care o dă Hristos. Cine dă apa din nou? Hristos dă apa care se transformă în izvor. Uitați-vă cu mine în Ioan 4, să ne aducem aminte de acele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, extraordinare. Ioan 4 de la 10, știm conversația Domnului Iisus când ajunge la fântâna lui Iacob în Sihar, în Samaria, dăm să beau, vede femeia care vine. Ea zice, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-aveau legătură cu samaritenii. Versetul 10. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu. Și cine este cel ce zice, dă-mi să beau? Tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Ea n-a înțeles că e vorba de o apă specială. Apa Duhului. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă. Și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai tu această, dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea, el însuși, feciorii și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete, dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în viață nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Duhul Sfânt este apa care se transformă în izvor. Când o primim, ea devine nu numai apa, ci și izvorul. Despre asta vorbea Domnul Iisus aici. Asta se clarifică în capitolul 7, știm foarte bine. Ioan 7, 37 la 39. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, eu îi dau apă. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu numai că va bea, ci vor curge din inima lui râuri de apă vie. Cum zice Scriptura, așa cum vine explicația foarte simplă despre ce vor. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Cum se primește Duhul? Cum suntem botezați cu Duhul? Prin credința în El. Când primim Duhul, ce avem? Apa și izvor. Foarte important. Duhul Sfânt aduce viața și plinătatea lui Hristos în noi. Duhul Sfânt este acela care ne motivează, ne energizează să trăim în părtășie cu Hristos și să ne dorim să fim cu Biserica lui Hristos. Duhul, nimic din fire nu ne împinge spre Biserică. Duhul, dacă avem Duhul lui Hristos, suntem împinși, mânați. Nu putem să stăm așa indiferenți când Biserica lui Hristos se adună. Duhul Sfânt ne motivează, ne dinamizează și ne încurajează să fim împreună cu Biserica, chiar când firea ar vrea să ne oprească.
chiar când firea vrea să ne oprească. Vreau să vă dau un exemplu din viața personală. Înainte ca să mă pocăiesc și să mă întorc la Domnul, chiar dacă am crescut în familie, aș fi vrut să vreodată să zică mama sau tata, astăzi nu mergem la biserică. Aș fi vrut. Dar nu s-a întâmplat niciodată. Ei, după ce m-am întors la Domnul, s-a întâmplat într-o... Am fost plecat departe și o trebuie să călătoresc sâmbătă-noaptea, toată noaptea cu tremur. Era mai de mult și nici nu știam ce înseamnă cușetă sau clasa întâi. Am venit toată noaptea cu tremur, n-am dormit deloc. Sâmbătă-noaptea am ajuns la 9 acasă, la 9 fix. Și mama așa au zis, s-o scăpa și ea odată, cred că din greșeală. Auzi, nu te mai duc la biserică, mi-a deci prea obosit. Nu te duc, odihnește că o să mergi după masă. Pune-te și te culcă. Și așa, prin altă parcă, a făcut un pic de rezonanță, m-am dus spre camera mea, dar dintr-o dată ceva în mine s-a întors așa niște roți. Păi cum să, nu mai pot rezista 2 ore, 3 ore dacă am stat toată noaptea? Eu am și mult mai tânăr, așa cum am zis bătrân. Dar dacă am stat toată noaptea și n-am dormit, nu mai pot eu 2-3 ore. M-am schimbat, m-am spălat un pic și am ajuns la 10, adică poate printre puține dăți când am ajuns la 10 la biserică. Dar am mers. N-am putut să stau. N-am putut să mă duc să mă culc. Și am proaspăt întors la Domnul. Dar crescut în familie, cu disciplina formată. Dar dacă ai Duhul, nu poți, chiar când firea spune toate, rămâi astăzi. Rămâi că ești prea obosit, nu știu ce. Da, există și momente și motive justificabile. Dar nu, Duhul nu te lasă. Asta trebuie să te împingă. Asta trebuie să ne motiveze. Domnul să ne ajute. Amin. Aș vrea să observați de asemenea aici, pe lângă semnificația acestei adăpări și sursa. Sursa este Duhul Sfânt, bineînțeles, numai și numai Duhul Sfânt este acela care te motivează, te îndeamnă, te adapă, te umple să fii cu biserica. Creștinul care are Duhul Sfânt și orice creștin autentic are Duhul Sfânt, nu trebuie să fie motivat și remotivat de alții să vină împreună cu biserica. Eu încerc acum să vă aduc niște motivații teologice, dar astea trebuie să le avem. Obiective astea, nu subiective. Că îmi place predica, nu-mi place, nu-mi place programul, îți mulți bătrâni, e plicticos. Nu! Astea sunt subiective, sunt foarte slabe. Asta le dai la o parte din start dacă ai Duhul Sfânt. Nici de cum nu te împiedică. Pentru că Duhul Sfânt te anima. Vă aduceți aminte de Simeon? Este exact așa cum se scrie despre el. Îmi place atât de mult de ce spune Evanghelistul Luca în capitolul 2 despre bătrânul Simeon. Doar vă citesc din nou acest exemplu omului lui Dumnezeu. Luca 2, 25-27. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt era peste el. Aici îmi place această expresie pentru că spune, e una un pic vechi testamentară, dar e ceva mai mult decât ce se întâmpla în Vechiul Testament. Aici înseamnă mai mult că Duhul Sfânt era autoritatea peste el, peste viața lui. Duhul Sfânt îi conducea viața. Duhul Sfânt îl înștiințase, continuă textul, spune că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și apoi spune versetul 27. El a venit în templu mânat de Duhul. Mânat de Duhul. A venit în templu. Extraordinar. Asta ne motivează. Asta ne mână. Asta trebuie să ne mâne. Asta trebuie să ne împingă. Asta trebuie să ne atragă. Lucrarea Duhului.
Doamne ajută! Aceasta este motivația pe care Duhul o dă credinciosului. El nu poate sta, un credincios autentic, departe de biserică, pentru că el este adăpat de Duhul. După ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt în biserică și ești adăpat de Duhul, chiar dacă ai avea motive justificate să nu vii la adunarea bisericii, nu poți sta. Și dacă stai, știi tu cum stai. Greu stai. Aș vrea să mergem și la a treia realitate pe scurt în această dimineață, când ne gândim la faptul că Hristos ne-a așezat în biserică prin Duhul Sfânt, am văzut mijlocul prin care ne-a așezat botezul cu Duhul, botezul în Duhul și în biserică. Am văzut motivația, am fost adăpați de Duhul, aș vrea pe scurt, deși merită mult atenție și acest aspect sau această realitate, este menirea pentru care Hristos ne-a așezat în biserică cu, prin Duhul. Menirea noastră în biserică. Și aici sunt două obiective majore. În primul rând este unitatea cu trupul. Hristos ne-a așezat în trupul Lui să fim una cu trupul Lui. Cu El și cu trupul Lui, cu biserica. Să căutăm unitate. Unitatea cu trupul, cu celelalte mădulare. Recitesc versetele 12 la 14 și observați ideea de un singur trup. Mai multe mădulare, dar un singur trup. Toți trebuie să căutăm să fim un singur trup. Și urmăriți această idee, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădulare trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup. Tot așa este și Hristos, sau trupul lui Hristos, vrea să zică Pavel aici. Hristos în sensul acesta de biserică, trupul, pentru că zice în versetul 27, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Apoi versetul 13, noi toți în adevăr am fost botezați pe un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Un singur trup. Versetul 14, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă versetele 19 și 20. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Noi am fost botezați în Duhul de către Hristos, în biserică, să formăm un trup, să fim un singur trup. Asta a spus Pavel și în Efeseni, este un singur trup, un singur trup al bisericii. Trebuie să fim un singur trup și asta e menirea noastră în biserică, să căutăm unitatea cu biserica. Și al doilea obiectiv aici, când vorbim despre menirea noastră pe care Dumnezeu a stabilit-o când ne-a așezat în biserică, observați, cu scopul ăsta ne-a așezat în biserică. Versetul 18 spune, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit, dar cu scopul acesta. Versetul 24, din nou repede, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Dumnezeu a pus și a rânduit lucrurile. Al doilea obiectiv aici este utilitatea pentru trup. Prin slujirea cu darul în folosul celorlalți. Să slujești cu darul tău pentru folosul celorlalți. Pentru binele celorlalți. Pentru zidirea altora. Duhul Sfânt ne-a așezat în trupul lui Hristos în biserică să fim de folos, să fii de folos, să fii util. Să slujești cu darul. Aici sunt câteva observații. Doar o să le enumăr. Pavel enumeră aici, sublinează aici într-un mod deosebit importanța fiecărui mădular cu darul lui. Și cu partea lui. Fiecare mădulare este important. Observați, ochiul nu poate zice mâinii, versetul 21, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor. N-am nevoie de voi. Pot și fără voi. Nu poți. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Asta spune Pavel. Mădularele care par mai slabe nu sunt neimportante. Sunt importante. Fiecare mădular în trupul lui Hristos, oricât de nesemnificativ mi s-ar părea lui,
Unghia asta, oricât de mică e și nesemnificativă mi se pare, ea e foarte importantă pentru trupul meu. Aici, un tendon, un nerv, cât de mic și neimportant îmi pare așa cum mă gândesc în ansamblu, este foarte, foarte important pentru sănătatea și funcționalitatea trupului. Și Doamne ajută-ne să înțelegem asta. Amin. Amin. Fiecare mădulare în trupul lui Hristos este important. Fiecare. Observați, de asemenea aici, nu numai importanța fiecărui mădular, ci și îngrijirea pe care mădularele trebuie să-și o acorde unele altele. Unele altora. Zice versetul 23 și până la 25. Și părțile trupului care par vrenge de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase de trupul nostru capătă mai multe frumusețe. Pe când cele frumoase nici nu au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele. Îngrijirea deopotrivă, vedeți, deopotrivă, adică și cele mai slabe și mai puțin vizibile și așa, trebuie să îngrijească de celelalte, după măsura lor, și celelalte, toate. Capul e cel mai important, da, dar el îngrijește toate, dar și celelalte duc capul unde vrea capul. Toți trebuie să... Adică în biserică nu sunt pentru mine, sunt pentru celălalt. Și celălalt este pentru mine. Eu, scopul meu trebuie să fie să îngrijesc de celălalt. Vedeți? Noi trebuie să îngrijim de învățătură. Alții îngrijesc și de curățenie și de lucrurile astea simple. Alții îngrijesc de altele. Toți trebuie să îngrijim de ceva în biserică, să avem grijă de învățătura sănătoasă. Alții de cântare sănătoasă, alții să ne rugăm, alții să vizităm, alții să facem alte lucruri. Toți trebuie să găsim scopul acesta. Să îngrijim unii de alții. Să îngrijești de ce poți. Vis-a-vis de celălalt. Și apoi mai este, observați, identificarea mădularelor unele cu altele. Și când suferă un mădular, există o interpătrundere, o identificare aici, extraordinară. Când suferă un mădular, toate mădularele. Și simțiți asta într-o. Gândiți-vă și la biserică. Știi cum frate e bolnav. Știi cum frate e bolnav și spiritual, cum vorbeam ultima dată. Ce faci? Simte cu el în primul rând. Caută să simți. Să te rogi. Și să vezi ce poți să faci mai mult pentru a arăta că simți cu el. Când suferă în mădulare. Când te doare în seara. Când te doare în deget. Și dacă te doare sau te-ai tăiat, l-ai tăiat. Nu mai ai putere parcă în tot trupul. Pentru că tot trupul resimte. Nu direct, dar indirect. Totul este o interpătrundere. O întrepătrundere în trup. O legătură a trupului ca întreg. Și când este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Să suferim unii cu alții, să ne bucurăm unii cu alții. Doamne ajută-ne. Amin. Mai fac și aici două aplicații și încerc să mă apropii de încheiere. Dacă îți înțelegi locul și menirea în Biserica lui Hristos, știi că ești important în planul lui Dumnezeu. Și toți sunt importanți. Nu ai voie să vezi pe nimeni neimportant. Sau de nebăgat în seamă. Toți sunt importanți. Și totodată nu ai voie, chiar dacă poate ai mai multe importanțe, nu ai voie să te vezi niciodată mai important decât alții. Toți suntem mădulare ale trupului lui Hristos și fiecare în parte mădulare unei altora. Eu nu sunt mai important decât nimeni. Și nici celălalt nu trebuie să fie mai important decât. Toți suntem importanți înaintea lui Hristos și înaintea lui Dumnezeu. Și toți trebuie să fim importanți unii pentru alții. Și
Dacă îți înțelegi menirea în biserică, nu trebuie să aștepți să fii slujit, să facă cineva ceva pentru tine. Ci trebuie să te gândești mereu să ai mentalitatea. Eu ce fac pentru zidirea trupului? Eu ce fac ca să fiu de folos trupului? Ce fac ca să ajut la sănătatea și zidirea trupului lui Hristos? Cu ce sunt eu de folos? Care este folosul meu? Darul meu, locul meu, pe care l-am în trupul lui Hristos, îl folosesc pentru zidire sau doar pentru a consuma? Consum eu. Să vină spre mine și eu nu dau nimic spre alții. Menirea noastră este să slujim, să ne slujim unii altora pentru slava lui Dumnezeu și pentru folosul și zidirea celorlalți. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Iată, dragii mei, ce ar trebui să ne determine pe noi, să ne facă să ne dorim, să ne dedicăm, să ne deprindem, să fim mereu la adunarea bisericii. Lucrarea Duhului Sfânt în noi. Faptul că Duhul Sfânt prin prezența și lucrarea Lui ne-a atras la Hristos, ne-a așezat în biserică. Faptul că Hristos ne-a adăpat cu Duhul, cu viața și plinătatea Duhului și faptul că Dumnezeu ne-a dat un rol, un scop în biserică. Asta ar trebui să ne facă să ne dorim mereu să fim lucrarea Duhului în noi. Dacă avem Duhul, dacă am fost botezați în Duhul, dacă am fost adăpați din Duhul, dacă știm locul și rolul nostru în biserică, asta ar trebui să ne împingă mereu să fim aici. Când biserica se adună, noi trebuie să fim aici, încât depinde de noi. Să ne dorim să fim mereu prezenți la închinare. Motivația asta, spirituală, teologică, te face să treci peste toate. Și neajunsurile care sunt uneori în biserică, și neputințele tale. Să treci peste ele și să cauți să fii aici. Și iată, dragii mei, tineri, prieteni, care nu sunteți poate încă uniți spiritual cu Biserica lui Hristos, de ce ar trebui să fiți parte din biserică? De ce? Pentru că biserica este trupul lui Hristos pe care Hristos îl zidește prin Duhul Sfânt. Și într-adevăr, numai Duhul Sfânt te poate aduce cu adevărat în biserică. Numai Hristos prin Duhul Sfânt te poate uni cu El și cu biserica Lui. El este acela care te poate convinge de păcat, de neprihănire, de judecată. Numai Duhul Sfânt te poate face să spui în mod real, autentic și acceptabil pentru Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Putem spune cu adevărat numai prin Duhul Sfânt. Și fie ca Duhul Sfânt să lucreze în inimile tuturor. Cei care îl avem să ne umple mai mult. Cei care nu au lucrarea Duhului, Duhul Sfânt să-i convingă. Mă rog, ca Duhul Sfânt să lucreze în noi și să ne lege de Hristos și unii de alții, ca să fim cu adevărat, așa cum trebuie, trupul lui Hristos. Amin. Amin. În încheiere să lăudăm pe Dumnezeu din cântarea de la numărul 311 cu strofa 1 și 3. Inimi bune doritoare, să avem pace pe pământ, o veni și apoi din parte să cântăm pe Duhul Sfânt. Punta El mai mădulare, soare El mai rază Lui, El izvorul și e mare, iar noi punta Lui. Oh,
impecabile pe mâine. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui din cerul și prezența, părtășia, plinătatea și puterea Duhului, Doamne, să lucreze în noi. Amin. Și să ne conducă mereu, să ne motiveze, să ne întărească, să ne copleșească în așa fel încât să te iubim pe tine mai mult ca orice și să iubim biserica ta. Amin. Să iubim să fim împreună cu biserica ta. De fiecare dată când se ajung. Motivați de Duhul, călăuziți de Duhul, să venim aici pentru a ne întări și a ne îmbărbăta unii pe alții, pentru a ne ziti unii pe alții și pentru a crește în harul și cunoștința ta. Toate pentru slava ta. Amin.